Bună seara și bun găsit la podcastul lui Damian Drăghici, Încă o seară, vă mulțumesc mult pentru toate comentariile, vă mulțumesc mult pentru toată susținerea și nu uitați să vă abonați la canalul meu. Mi s-a repetat un milion de ori la cei care fac asta pentru mine. Da. În seara asta am un invitat foarte special. De obicei, ea v obișnuit ca să cu invitații de partea cealaltă. Este persoana care pune întrebările, dar în premieră a acceptat invitația și, vedeți, sunt puțin și emoționat și m-am bucurat foarte mult să în fața mea voi o persoană foarte specială și dedicată meseriei ei și cu un succes enorm cu ce face nu numai în, în emisiunea pe care o are acum. Și am să prezint direct o am în fața mea pe Denis Rifai. Binevenit, Denis! Bună, Damian! Bună seara! Mulțumesc mult și să știi că onorai de partea mea. M-am acceptat cu mare drag și aveam așa să bine ziua asta și să vedem... să vedem! Întrebările tale nu uh, sunt cele 40 ale mele, dar să sunt 40, vedem. 40, am structurat Cam și noi câte treci, 39, 39, 39. aici e bine, ai și roșii? Nu, 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 fără roșii, fără roșii. La noi e doar cu verde. Bine. <laughs> Prima întrebare este, așa cum o pun în celorlalți invitați și am obișnuit pe, pe, cei care ne urmăresc, cine ești, Denis Rifai? Sunt un om bun, care își iubește foarte mult meseria, și care, momentan, pentru asta trăiește, eu pentru asta trăiesc, pentru meseria mea, și fac parte din aceea care considerăm că trebuie să lăsăm ceva în urma noastră, indiferent ce, așa că eu asta sunt. Super! Cât este din ceea ce vedem personaj și cât este realitate? E doar realitate. Toți cei care mă cunosc ca om, știu foarte bine că nu este nicio diferență între Denis, cea de zi cu zi, și Denis, cea de la televizor. Bine, mai e chestia de make-up. Poate sunt puțin diferită. Lucrurile normale, <laughs> se Dar? Altceva nu. Nu există o mască, nu există o altă personalitate, nu există o altă persoană. Sunt eu. Uh, vreau să mergem puțin în copilărie. Uh... Mergem unde vrei tu. Exact. Și vreau să te întreb, ai spus în un interviu că era un copil foarte determinat. Ai știut întotdeauna că de ajunge... Adică asta era visul tău, să ajungi jurnalist? Sau care era... Eu mi-am dorit toată viața mea. De când mă știu, am avut un spirit așa justițiar și vreau tare mult să pot să fac dreptate sau să pot să fac bine și vedeam multe lucruri pe care mi-aș fi dorit să le pot rezolva sau a căror soluție să, să pot să o aduc. Și mi-am dorit tare mult ca vocea mea să aibă putere și ca vocea mea să poată, să, ca prin mesajul pe care îl poartă, să poarte să deschidă uși, să rezolve chestiuni. Ăsta a fost visul meu, neapărat să fiu jurnalist. Am trăit în perioada TVR cu celebrele și frumoasele și distinsele noastre crainice și mi se părea o meserie extrem de feminină și de plină de, de șarm și de eleganță și de discreție. Ce trebuie să fac o femeie cumva? Da, Erau da. superbe toate da, crainicile da, da, TVR, asta odată, și doi, toată viața mea mi-am dorit ca vocea mea să meargă, să se audă și să rezolve. Cum necum... Până acum, face asta, așa, faci mulțumesc de, da Dumnezeu. Și felicitări. Da. Uh, adică, a, a, problem solver, not a problem maker. Cum ar fi? Cel puțin asta îmi doresc. Super. Uh, e era genul de fetiță care să jucă cu păpușile sau mai degrabă cu mașinile? Adică ce Barbie, Păpuși. Barbie girl? Nu, Barbie, Barbie, da. Și chiar mi-aduc aminte că eram înainte de, de 89, și mai apoi nu se găseau în România păpuși Barbie, și nici de cum casa lui Barbie. Și la un moment dat, tata mi-a dus o din Germania, atât de plină de emoție, am așteptat acea casă Barbie pe da, care da, da, da. o vedeam doar pe un anumit album. În capitală era un alt de magazin Coleus. Acolo, la unul din Coleusuri, aveau acest catalog cu Barbie Casa. Am primit casa Barbie, eram deja măricică, pe Balbi și acum mi-l aduc aminte, dar niciodată n-a fost casa aceea pe care, care vedeam o vedeam eu în albumul din magazinul Coleos. La școală erai elev uh, silitor? Da. Mi-a plăcut întotdeauna să fiu prima. Eu nu înțeleg cum e cu treaba asta. Deci ori sunt prima, ori sunt lider. <laughs> ori deci îți școala? Da, mi-a plăcut școala. Mi-a plăcut de foarte îți mult școala. școala doar ca să fii prima sau îți să înveți? Adică... Îmi adică... școala. Îți Cel școala. mai frumos pentru mine au fost anii de școală și anii de liceu. Și ai facultate, dar școala și liceul. Liceul a fost perioada în care am pus să visez foarte mult. Mi-a plăcut foarte mult școala. Da. Deci nu pot să pun întrebarea ca la, ca la, mine, dacă ai rămas corigentă, nu, nu, nu se pune la tine. Nu am rămas -ai, corigentă. Că n -n cum să, dacă ți-a plăcut. Dar am avut și eu niște emoții în facultate, pentru că viața mea trebuia să fie altfel proiectată, nu așa cum s-a așezat. Uh, doream tare mult să devin specialist în, în zonă de uh, parte islamică aici în România, în fapt pentru care vreau tare mult să fac arabă, A, uh -huh. ca specializare uh -huh. și B, o altă limbă străină. Și în anul pregătitor, în anul de clasa a doua, cea, practic, a trebuit să fac o, o schimbare totală, pentru că profesorul care mă pregătea nu a mai putut să mă pregătească și nu puteam să susțin examenul singură. Și am dat la ase. eu fiind o tipă care am făcut, în, am dat bacalaureatul la filozofie. Și a trebuit repede, repede, pentru că am făcut parte din categoria celor care își doreau o meserie. Și mi se păreau că alte universități de uh, filo nu ofereau structura asta de meserie, cum reprezenta pentru mine ASEU, un fel de... Și aici am ales un fel de comerț internațional. Uh... Și a trebuit într-un singur an să o iau de la capăt. Fa pentru care, în primul da. an de, de facultate, am făcut meditații la matematică, pentru că eu am fost, cred că, între ultimele generații cu patru ani de, de universitate, înainte de sistemul în Bolonia. Și chiar a fost o problemă asta cu matematica în facultate. Eu, nefăcând, Mi -mi făcând noi nici da, eu am făcut, făceam mate până în clasa A11 -a și am făcut doar o parte de algebră. Uh, complicat. Da. E pregătită pentru altceva. Cu normal. totul pentru altceva, da. Dar cumva ai depășit asta, adică, după primul an. Da, și mi-a ajutat foarte tare în profesie faptul că am făcut ASE, pentru că, practic, um, um, modul în care am reușit să mă așez imediat în presă, a fost tocmai pentru că am fost unul dintre foarte puțini jurnaliști care aveau pregătire în domeniul economic. Nu există. Suntem foarte puțini. Foarte de regulă, puțin. jurnaliștii fac jurnalism. Da, da. Mi-am făcut un curs de jurnalism, post-universitar, Punct. Eu sunt economist la bază, ceea ce m-a ajutat foarte tare, pentru că într-un timp foarte rapid eu am înțeles Mecanismul. Că, că eu înțelegeam că eu aia făcusem în școală și mi se părea ciudat, mi era greu să traduc din limbajul sa tehnic economic în limbajul clasic. Deci nu ți-au impus părinții ce să studiezi sau ce să faci? Hai, um, ți tu? Nu, nu. Eu mi-am dorit are mult să am o meserie, să știu să fac ceva. Ce, dacă ai închide ochii, ce miros se auce aminte din copilărie? Ce, care, care este senzația din copilărie? Ce senzație ai? O să plâng acum! <laughs> Pâinea răbească, Hobbes se numește, are un miros anume, are un, are un miros pe care nu are niciun alt aliment, pe care azi dacă mergi în orice țară arabă, în orice brutărie din asta, la colț de stradă, Preziți. în cea mai ieftină brutărie, acolo e de pâine arabească. Și ți-au ce aminte de copilărie da. mea? Deci, când vrei să travel in time, când vrei să călătorești în time, e, miroși pâine da, și cu asta, cu ulei de măsline și cu puțin zatar, cum se mănâncă în țările arabe, pe dimineața, da. Uh, care este cea mai mare năzrăvânie sau, nu știu, cea mai mare belea care ai făcut-o în copilărie? Două. Odată am dat cu bicicleta peste o doamnă bătrână în parc, eu, eu niciodată n-am vrut să cu, cu, conduc sau să mă sui pe biciclete mai mari decât aferente vârstei și corpului meu. Și toată lumea îmi spunea haide pe bicicleta asta mai mare că tu poți. Și eu îi explica, măi, nu pot. N-am suportat oamenii care m-au forțat. Sau să faci okay, ceva okay. o... e, e bine e, să, să se ai depoșeși... un stimul să-ți da. Să da. Se Dar în, în cealaltă chestie uh, trebuie cumva să ții cont de om și de maximul lui. Mi-au dat o bicicletă mult prea mare. Eram într-un parc și o vedeam că nu o pot opri și strigam la doamna și o rugam, vă rog, dați-mă la o parte. Eu, un copil foarte politicos, doamna era foarte, nu auzea bine nici cu o oreche, nici cu cealaltă. S-a întâmplat nenorocirea, evident, am peste ea. Atât am plâns, atât mi-am cerut scuze. N-am lovit -o, rău, dar am lovit-o, vă da, seama că eu nu puteam să mă opresc când dita mai... Asta o dată și doi, nu aveam bunica, era îndrăgostită de piese acestea e porțelan, tot felul. Și eu vroiam o banană care era într-un anumit loc, într-o anumită fructieră a bunicii și m-am suit peste, evident era foarte mică, eu pe aceea o doream pentru că eu acea fructă o doream. M-am suit și am spart tot. Și a fost de asemenea o, o mare poznă pe care am făcut-o. La ce vârstă te-ai îndrăgostit prima oară? Bine, de tot. Uh, cred că aveam vreo 16 ani. Și îți ce aminte de băiat? Oh. aminte de tot? <laughs> da. Cum a fost? Foarte pur și foarte frumos. Așa cum trebuie să fie. Pur, curat, profund. Uh, și este un tip foarte dulce, așa, un un om bun. Super. Ați zămas prieteni? Da. Adică, da. cum au reacționat părinții tăi atunci când și-au dat seama că trăiești primii fructuri în stomac, că ești îndrăgostită? Eu am fost, nu știu, mică, foarte madură și am niciodată n-am transpus acasă, la noi în casă. Părinții mei au avut și eu o oeste de iubire. Noi nu au, ei au fost mereu un centru atenției noastre, n-am fost noi copiii, ei erau iubirea lor. A, așa. Iar eu vedeam de treburile mele și n-am transpus niciodată acasă sau în viața de acasă. Ce simțeam eu ca tânără adolescentă, tânără femeie? Ia să vedem să cântăm o piesă pentru băieții care și așa au, au în continuu în gura lor. Pentru da, Denis, să cântăm de ceva. Ce cântăm? Să cântăm și noi la, la minor. Doamna Denis, a de. o cântare rușie. Da. Mare duce. Cum, Doamne, te-ndur de mine De tânăr să viu la tine Mulțumim, băieți. ajută. Știu că îți face muzica foarte mult. Da. O să vorbim despre asta mai, mai încolo. Uh, a început, după ce ai terminat uh, Academia de Studii Economice, a început cariera ta de jurnalist. Unde ai început prima oară? La radio. Vocea. Am făcut un curs de jurnalism, acolo profa de dicție. Profa de dicție, practic, i-a plăcut vocea mea. Și mi-a zis, nu. Ce, eu asta cu televiziunile, cu angajatul, e cam complicat, dar iau un prieten care are un post de radio, era un post de radio de muzică, rock, te rog, vreau să te cunosc. Zic, măi, Carmen, zic, eu nu pot să merg, că eu nu sunt plină, așa, sunt o tipă tânără, la început, eu nu pot să țin o emisie, nu vreau radio. Pentru a ține o emisiune la radio, trebuie să ai un background, trebuie să fii plină, trebuie, eu nu, ori eu, ori eu sunt, am simțul ridicolului, îmi cunosc limitele, nu. Te rog, vreau să-l cunoști. Bine, am mers am mers, l-am cunoscut pe cel care avea radio, care m-a plăcut foarte tare, și mi-a spus, te rog, rămâi, măcar să înveți tehnică de radio. Mi-a zis, măi, cum să rămân? Eu rămân, dar cum să rămân? Că tu înțelegi, eu nu am capacitate să țin emisiune, nu mă fac de râs, eu nu sunt, nu pot altfel. Tu ce, tu ce-ți dorești de la viață? Zic, păi mie mi-ar plăcea dacă s-ar putea, uite, știri, eu sunt cu știrile, dacă, voi nu aveți știri aici la radio Și așa s-a întâmplat Câteva luni mai târziu S-a înființat departamentul de, de știri pentru special Nu pentru mine special S-a da. luat decizia Super tare Eu încă mergeam acolo Mergeam la băieți și învățam muzică Învățam radio cu ei A apărut departamentul Am lucrat în acel departament de știri Cred că un an, un an și jumătate Ultimul postul de radio a fost cumpărat de Dinu Patriciu Ei, ei aveau proiectul lor de TV online M-am trezit singurul reporter în ditai proiectul. Am pornit pe drum, pe teren, cu colegi operatori, la toate evenimentele de amploare, unde mergeau colegii la televiziuni. Și n-a durat șase luni, și am primit oferte de la absolut toate televiziunile. Am ales realitatea. Și acolo am rămas un deceniu. Și acolo unde toată lumea. Da. Ai lucrat la realitatea unde ai moderat cu forță poate mii de dispute politice. Da. De unde aveai în tine e, sentimentul ăsta sau forța asta interioară a, a, justițiarului, în cea care totdeauna a luptat pentru dreptate? Adică și-a și -a înfruntat o grămadă de oameni puternici. Și îi voi înfrunta și mâine. <laughs> și până mor. De unde ai sentimentul ăsta? Pentru asta? că lucrurile trebuie să fie bine și în țara asta. Pentru că suntem o țară frumoasă, o țară bogată, o țară cu oameni și competenți. Și pentru că lucrurile pot fi și bine. Dacă am avea... Cam fi mai mulți cei care am avea curaj... Era să spui cojones, că nu suntem la TV, dar ai spus curaj, ok. <laughs> da. Lucrurile în România ar fi bine pentru că trebuie să trăim într-o țară la standarde occidentale. Noi doar spunem că vrem să trăim într-o țară ca afară. Și e mult loc. În arabă e fi zicem. E mult spațiu să se facă... Ceva. Da. Și nu se face. Și toți... E un microb, il un virus, care dă-i noi acolo în guvernul României. Dom'le, cât de minunați și de fain sunt toți oamenii. Până când ajung în guvern sau în parlament, virusul ăsta al puterii le pătrunde așa în cele mai profunde uh, lăcașuri ale corpurilor lor și se schimbă total. Parcă devin alți oameni, probleme rămân aceleași, iar ei, nu știu, calcă pe nori așa. Crezi că e o problemă a noastră a tuturor, a românilor de management, Adică managementul personal, managementul afacerii, managementul familiei și da. e și managementul țării. Asta e o problemă de management da. cultural. Așa, așa suntem mm. noi, din punct de vedere cultural. Cum și, și nu o spun o cu cum și grecii au probleme lor, cum și italienii, cum nemții sunt alfa, adică fiecare țară are o, o modalitate, o identitate culturală, adică felul în care se comportă. Înțelegi ce vă spun da? Da. Noi avem o problemă pe parte de management și pe parte de... Um, ierarhie. La noi, toată lumea se trage de și retur cumva cu toată lumea, la noi este o ipocrizie în asta enervantă în sensul în care nu toată lumea trebuie să aibă universitate. Eu, dacă aș avea un copil și copilul meu ar fi bun, nu știu, într-un domeniu, oamenii trebuie stimulați să facă, să dezvolte o meserie în zona lor de competență. competență indiferent, nu trebuie toată lumea să aibă universitate. Avem și nu toată trebuie să fie direct. Milioane de români cu facultăți este și nu știu să facă nimic. e o adică rușine. Adică noi aici ne-am decompensat foarte tare pentru că noi nu avem um, o forță de muncă competentă pe toate palierele unde evident avem nevoie. Noi avem rușini și ipocrizii și la noi toată lumea trebuie să ia bacalaureatul și, multe și la noi nu mai avem... Da, eu am colegi în eu am făcut o universitate cu patru ani Uh, și nu am master, pentru că nu am avut timp fizic niciodată să mă dedic cu unui program masteran care ar însemna vreo 2 ani, nu? Din care vreo jumătate de ani să-mi scriu o de disertație. Nu am avut timp pentru așa. Păi pe colegii mei care erau corigenți, apropo de corigențe la limba română, pe au două-trei universități și două-trei mastere și doctor. Sunt și da, doctori. Da, 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 chiar da, da. Două, și post doctor Două doctorate da, 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 au. Da. Lector-conferențiar doctori. Wow! Wow! Știu. Deci, da. Asta crezi că se va schimba problemă. asta în viitor? Cred că da, pentru că deja mă uit în jur, în tot ce am privat importă forță de muncă. Și în toată țara, și în toate zonele de activitate, că ne confecții, că orice zonă de industrie, orice tip, văd că oamenii aduc forță de muncă din afară, asta e, dacă nouă ne-e rușine să muncim aici. Da, pentru că, într-un fel, și nu am ajuns cum era acum 10 ani pentru noi, de unii nu făceau mun munca de jos, da, afară, da. și o făceam noi afară. Acum, noi, în România, nu mai vrem, nu mai face cineva să facă munca noi pentru... noi sunt zone în întregi în de meserii care, în relația cu tine, se poziționează de parcă îți sunt șefi, da, propriu. Da, da, adică da, ajungi da. că ți-e rușine de... N-au nicio... Dar eu cred că dinamica este atât de mare încât lucrurile se vor schimba. Uh, nu avem altă variantă decât să ținem pasul și să deveni, devenim productivi. Noi ca stat apropo de probleme, lipsa de productivitate. Asta e una dintre mai Suntem ocupați, dar nu suntem productivi. Da. Ai renunțat la întrebări, la subiecte, informații presioase pentru a proteja un invitat care ți-a mai apropiat? Niciodată. Când era la realitatea? La realitate. Sau când, în, în cariera ta? Uh, niciodată. Niciodată. Nu. Uh, adevărul Uh, și um, modul în care a, 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 a exprima, practic eu reprezint nu mintea tuturor celor care ar avea, ar dori să i acces la omul ăla și să îi pun o întrebare, două, trei, nouă, chiar aici, la acum la canal D, pentru că e foarte important să vorbim de această perioadă a vieții mele, unde am, -am, unde am putut să aduc toată experiența mea din cei 10 ani să transpun aceste interviuri care sunt atât de iubite. Sunt iubite datorită echipei mele, datorită televiziunii mele, dar și datorită faptului că eu am stat în zona asta de interviu atâția ani. Și este... Dacă eu aș da o întrebare, dacă eu nu aș pune o întrebare, încercarea de a-l ajuta pe un invitat care îmi e drag, mi-aș face mie rău și aș face lui foarte mult rău. Ai folosit informații date de prieteni, de servicii de cineva și să pui invitații în dificultate? Niciodată. La realitate ai avut, sau în general în cariera ta, ai avut oameni de care, în momentul când aveai interviu, să face făcea milă și poate schimbai puțin uh, calea interviului? S-a întâmplat să, să, să faci asta, Că știu că ești o persoană foarte... Mi s-a întâmplat. Da. E complicat când... Când simți. Da. Și atunci trebuie să fim mai mai obiectivă decât... Să-ți încalci puțin emoțiile. Da, pentru că e foarte complicat altfel. Deci trebuie să-ți pui masca de masca. Trebuie să-ți intri în rolul tău de jurnalist, din toate punctele de vedere. Dacă să fii tare exact cum eu, un doctor când... Da. Asta e. Da. Că e complicat când tu vrei să ajuți, când tu știi că omul are dreptate, dar are trac de cameră și tu vrei să-l ajuți, vrei să îi vii în întâmpinare cumva. Mai nu faci uneori. Da. E complicat. Dar noi, în meseria noastră, trebuie să fim foarte buni psihologi. Dacă eu nu înțeleg invitatul toată structura lui de individ, cu problemele lui, cu fricile lui, eu niciodată nu aș reuși să fac un interviu bun. Super tare, pentru că nu, nu poți să comunici. Nu. Și trebuie să-mi intru în el, trebuie să înțeleg unde e zona pe unde pot intra, care sunt limitele, care sunt zonele fragile, unde sunt vulnerabilitățile. Exact. Care este cel mai influent om din România pe care crezi că l-ai deranjat cu emisiunile tale? Asta e o întrebare... Nu știu să-ți răspund. Probabil au fost cunoscut, câțiva, sau ceva, câțiva politicieni, politicieni pe, pe care i-am deranjat de-a lungul anilor prin dezvăluirile pe care le-am făcut. Da, asta e în interesul e, nostru exact. al tuturor. Uh, ai fost poate incorrectă în raport cu, invitaț cu invitații tăi? Eu nu sunt un om perfect și greșesc. Și îmi dau seama că greșesc și îmi pare rău. Și dacă nu există să nu revin și să nu așez cumva lucrurile. lucrurile. Nu deci place să găsești echilibru cumva. Da, și nu-mi plac oamenii care nu au puterea să-și arătare și care nu au puterea să recunoască că au greșit. Greșeala este între noi. Da, provocarea asta e, să se recunoști greșeala și să știi să-și faci lucrurile ta viitoare mai bine. Am ajuns la 40 de întrebări. Hai. La emisiunea ta. Acum doresc o emisiune de succes la Canal D și probabil cel mai viralizat talk show din România, unde adresez tot felul de întrebări invitaților, unde am fost și eu și acolo ne-am ne cunoscut, ne știam mai dinainte, dar acolo ne-am cunoscut mai bine. Profesește cum ai primit invitația pentru acest format, cum s-a proformat formatul, cum ai dezvoltat show cum a fost, adică până când a, a ajuns la noi, la cei care ne uităm la televizor. Care a fost procesul ăsta întreg ca tu să mergi în direcția asta? Că e o direcție diferită decât ceea ce ai făcut până acum? Păi, a fost un. apropo de lacrimi. Când am văzut formatul, mi-a dus emisia la realitatea și eram în discuții cu cei de la Canal D, eram deja în discuții aprofundate, ca să zic așa, și au venit și mi-au arătat formatul emisiunii. Acel a fost momentul în care, în care am spus da, mi-au la lacrimile, pentru că eram eu. Adică m-am văzut pe mine în poziția acelui moderator care avea să facă exact tipul acesta de interviu pe care azi îl realizez. Uh, am spus da pe loc, punct. Exact cum am spus da când m-am angajat la realitatea. Fusesem deja pe la mai multe interviuri la multe televiziuni, eram... Sceptică. A fost două, ori, exact același simțământ l am avut și acum. Ai simțit exact gat da. gat Da, și am spus da. Și uite, și vreau să-i mulțumesc în primul, așa, lui Dumnezeu, m pentru că eu nu știu dacă aș fi făcut față unui eșec. Sunt foarte muncitoare, muncesc mult, sunt foarte determinată, dar nu știu dacă aș fi făcut față ca această emisiune să nu fi avut succesul pe care îl are, nu mă așteptam să fie atât de iubită emisiunea. Cea mai mare onoare, cea mai mare bucurie pentru mine e că mă opresc cu oamenii, toți oamenii, toată viața mă gândeam, zic, mă, să rămâneți la realitatea, nu mă gândeam vreodată. Nu s-a întâmplat. Odată, ce am făcut, după prima emisie, eram Denis de la 40. Și mă opresc cu oameni toate tipurile public. Eu nu aveam tipul ăsta de abordare înainte, din partea publicului. Și toți îmi spun că e mai bine, că sunt mai în casele oamenilor, că da, sunt normal, mai iubită. Normal. Nu mă așteptam. Este un cadou mare de la Dumnezeu pentru mine. Mă bucur pentru tine. A durat ceva până, până ați pregătit, până, până s-a intrat în rol sau a fost a, ușor? A durat un pic... Uh, logic, Pregătirea. Da. Uh, Aici lucrurile se fac într-un mod foarte profesionist. Nu e nimic după urechi, da, e da. nimic. Uh, hop, toc, hai, e, am. Biblia, pe... și trebuie să. Nu, da. Exact. Lucrurile s-au întâmplat ca la carte. Nu credeam că există în România și astfel de locuri unde lucrurile chiar se întâmplă by the book. Deci ca la carte, în tot. Și am lucrat, cred că vreo 3-4-5 săptămâni înainte să ridicăm emisia. Și am ridicat-o. Și asta a fost, domnește. Felicitări! Cum îți pregătești documentarea pentru fiecare invitat? Avem o echipă, am o echipă amplă. Uh, și aici, dincolo de documentarea în sine, pe care o fac fetele, sunt și eu, cu toată experiența mea, experiența trăită cu invitatul, care te poziționează, care îți, îți așează maculatura cea nebună la care muncesc fetele astea de nebunesc. Deci este o muncă de, Uriașe, de multe oricum. fete, vestare mult fetele, fără ele nu ar fi nimeni ce este. Eu sunt, ok, am driver mine, sunt o tipă care duce, um, lupt, dar fără echipă nu n-aș fi. Nu lupt pentru drepturile bărbatului, dar aveți doar fete în echipă, nu aveți și un bărbat? Uh, s-au nimerit să fie doar fete, <laughs> dar să știi că băieții rest în rest, toți băieții sunt în partea cealaltă a echipă. Tehnică. Tehnică, ah. da. da. La noi la Gajici acolo, mai bine că dacă ar auzit-o ce vorbim. Cine este aici ai pe cineva care e regătat la like, cremată emisiune? Am fost și dezamăgită. S Au fost invitați la căror atitudine nu mă așteptam. Uh, mai ales că noi când începem 40, pornind la un test zero. 0 eu nu doresc decât să îi aduc invitatului meu tot ce s-a spus în spațiu public și dau practic posibilitatea să se reașeze el. Și ca oamenii de acasă, număr atât de mare, să îl ia pe el înapoi. Cum e el, de fapt, dacă s-a scris urât, dacă s-a scris neadevărat, dacă... Și am avut un felul, de... am avut foarte totul de reacții de la oameni la care nu mă așteptam, care și-au dorit să vină la emisiunea aceasta. Dar așa cunoști omul. Și după aceste două, trei ore, deși aveam senzația că îmi cunosc mulți dintre invitați, apoi nu, după aceste două ore și jumătate, trei, pe care le petrecem împreună, la o masă mai mică decât da, aceasta, da, minte. Uh, îți dai seama de tot ceea ce este acel om cu bunele și curele lui. Și că și cei de acasă își dau seama. Dincolo de Eu mi-am dat astea, seama la cineva, dar nu vei să spui multe, mi-am dat seama. <laughs> da. Ai și spus tu și în uh, Crezi că i-a rău? Nu știu dacă înțeles. Da. Mai ales că sunteți și de această profesie. Crezi că emisiunea 40 de întrebări ți-a adus mult succes și apreciere din partea publicului? Uh, pentru că oamenii te văd și pe tine, așa cum ești. Nu știu asta, dar știu că pe mine nu au cum să mă vadă. Văd în mine o... Femeie care pune niște întrebări pe care toată lumea și-ar dori să uh, le așeze cumva invitațiilor mei. Încerc să-mi fac treaba mai bine decât am făcut-o până acum. Poate greșesc, dar pe măsură ce îmi dau seama de greșeli, cu siguranță încerc să le așez. Deci eu tind spre the best. Ești normal, stai? ești normal. Acolo mă duc. Toți, Peste progresul, nu? și să dea Dumnezeu să, să mă primească în continuare în casele lor, să aibă încredere în mine. Nu dau întrebări. Mă Tot la mă întreabă. dă întrebările vor. Nu există. Nu, știu, știu. Asta. Pot să spun și eu. Jur. Deci, nu există. Dacă aș da o întrebare, nu aș mai fi Deniz Rifai. Nu ar mai fi reacția invitatului. Aș sparge emisia, aș sparge frumusețea interviului. Mie mi s-a pus întrebarea asta. Uh și ți-a dat întrebările Tot înainte. Toți că dau întrebările, nu, o nebunie. Nu, de ce? Pentru că erai prea relaxat. Nu zic așa, așa m-am simțit eu cu ea, să fiu relaxat și da, am răspuns relaxat, dar nu știam nicio, nicio întrebare, pur și simplu. Da, deci confirm că nu, nu, nu dă nicio întrebare. Cred că tu ești relaxat cu tine, de-aia ai fost relaxat cu mine. Oamenii care sunt siguri pe ei și care sunt relaxați și sunt în elementul lor, oriunde ar fi, sunt la fel. Da, adică, n-avea ce să fie, adică, to to toate lucrurile fi, exact. au fost scrise da. și dacă era ceva, m-am și adăugat, am mai spus și alte informații ca să, să știe lumea, dar mă, sunt, altul mama nu mai face, sigur, adică, dacă e toate, poate în viața următoare. Uh, îți spun o întrebare pe care mi-ai pus-o tu mie, este asta apogeul carierei tale? Bineînțeles că nu, dar cum te vezi tu? Până în momentul ăsta? Până în momentul ăsta este, da, este în perioada de maturitate, începutul perioadei de maturitate în cariera mea. Pentru că până acum am fost o tânără fată, un tânăr jurnalist, acum sunt un jurnalist așezat care a văzut multe, a trăit multe. Și după acest an de interviuri cu mari personalități ale României, Damian Drăghi, tu ești una dintre ele. Eu am ieșit uf, mult în bogăț infinit îmbogățită la nivel personal, la nivel de, de meserie, pentru că fiecare sfântă emisiune mi-aduce și mai mult input. Învăț atât de mult. Deci, da, sunt în perioada mea de început de maturitate ca jurnalist. De aici, greșelile vor fi scumpe. Normal. <laughs> și, și, foarte bune, că de asta vei învăța. Uh, relația mai bună cu mama sau cu tata? Cu amândoi, dar lucruri foarte diferite. Pe tata îl iubesc foarte mult. Și pe mama o ador, dar tata e. Tata. E ce când ceva de tata? Da, Cum îl cheamă tata tău? Ahmed. Ahmed. Ahmed? Da. Da. Să auzi acum pe Mircea cum o să-ți facă câteva cuvinte frumoase special. mulți Cine-ți, Doamne, sănătos Tatăl meu e norocos Știe mama, știe bine și a da viața pentru mine Să vă trăiască ambii doi Să-i țină sănătos cât mai mulți ani. Ești o prezență discretă și să știu puține lucruri despre tine și despre viața ta personală. Spunem despre Denis Rifai cum este atunci când nu o vede nimeni. Ca atunci când mă vede toată lumea. Nu e diferență prea mare. Sunt la fel. Toată lumea care mă cunoaște sunt... Uite, îți dăm un exemplu. Și tu gătești în capot în casă și tu faci lucruri normale și tu ești adică, ca Ei, orice om normal, nu? Cu gătitul nu prea le am. Mai degrabă cu cafea. Mâncare, ca ca nu? Uh, mâncarea la mine în casă gustă doar răbește. Nu știu, altceva, altceva nu pot să mănânc. Dacă cu un gătit așa, nu. da, și tu îți dau indicații ca să-mi iasă cum, exact cum, 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 cum mănânc. Core, asta o dată, doi. Acasă la mine te servesc cu o cafea, îți fac o cafea, un ceai bun, o șișă, dacă dorești, bine. Atât. Dar mâncare nu. Și mâncare, logic, dar nu o gătesc eu. Uh, trei. Sunt, uh, eu sunt tipă impulsivă. Deci, Țin foarte mult oamenii în viața mea. În secunda în care greșesc, sunt de gură, cum se spune în povor, deci spun de toate, după care îmi trece. Și după aceea nu mai am nimic. Ce în zonă ești? Balanță. Da. Dar se spune că, după o vârstă, ce întâlnești la prima uh, întâlnire sau la ce se vede, de fapt, în, în individ, este ascendentul. Și pe da, mine bă. ascendentul m-a salvat, nu zodia. Am un ascendent de om determinat. Capricorn. Wow, Zic, specialiștii. Da, da, da. Și eu am crezut pentru perioada că sunt în capricorn până când am aflat în ianuarie că sunt Berbec cu ascendent în Berbec. Wow! <laughs> periculos! Foc, periculos. Foc. <laughs> oribil de periculos! oribil de periculos! Cum arată o zi în viața ta? Uh, cu trei de dimineață, cu plecarea la birou pe la 12:06 la birou sau cu cofor înainte de birou, birou, până seara târziu și seara fie fac o plimbare prin parc, fie înapoi acasă, depinde, adică un pic de mișcare. asta e zilnic, în, în, zilele de lucru de săptămână, pentru că noi alocăm foarte mult timp în, la birou. Pregătirea pentru Pregătirea emisiune. pentru, da, lucrăm cam patru zile bune pentru, adică patru zile dintr-o săptămână, lucrăm cumplit pentru wow. o emisie. Da. A cincea e mai light. Ești un om fericit, Denis? Sunt un om uh, împlinit, mai am niște elemente ce trebuie să se așeze în viața mea, uh, dar îi mulțumesc în fiecare zi, bunului Dumnezeu, pentru tot ceea ce, ce mi-a dat. Și mi-a dat atât de multe. Ești credincioasă? Da. Cred foarte mult în Dumnezeu. Sunt partea două lumi. Mama foarte creștin-ortodoxă, tata foarte musulman sunit. Sunt parte a, din aceste două lumi și pentru Dumnezeu este foarte important. Și cum, cum te împarți? Nu mă împart. Pentru că Dumnezeu e e unul. Oh, și e în noi. Și e în tot. E în tot, așa. Și cei care se despart nu înțeleg semn, semnificația lui Dumnezeu. Nu se poate fără a conștiință, care în corect. Yes. În toate religiile și mă uit cât lucrurile sunt asemănătoare, uite, în tradiția de înmormântare la arabi nu, musulmană, acolo primul fel de mâncare este o ciorbă de grâu. Mecoliva Bantea, Dar, la la altă, că sunt atât de multe asemănări. Doar ca o Cred altă... că au altă Oamenii au ales exact. ei să le împartă, să le despartă, da. să le despice și. Și regăsește asta mai multe culturi. Da. Uh practici yoga, practici uh, un fel de sport, ceva special? Ceva special, nu, dar fac mai multe tipuri de sport. Am, o avut perioade și perioade. Am perioade când îmi plac plimbările, am perioade când am făcut multă alergare, am perioade când am făcut sală, am perioade când am făcut kickbox, am perioade când fac echitație, fac. Sunt o tipă, fiind om de de filo, totuși. Sunt o tipă, simt nevoia, consum mult aer, mult carte, mult merg mult, aer mult, îți muzică îți multă. Mult, da, da. adică iau un program A, și da, n-am... Mi-ai -mi spus ceva, mi-ai spus un secret și o să spun aici, să vedem. Așa. Dansez mult? Dansez mult. Muzica arăbească dansează mult. <laughs> Ai ceva pentru ea? Arăbește! <laughs> ia, ia, ia. ia să vedem o, 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 violonistul nostru. Să ne cânt o piasă ceva răbește. Puțin așa.

Există un bărbat în viața ta? Nu. <laughs> Ce întrebare. Sunt sigur că ajungem aici. Nu, am pus o doar așa. Există normal că un bărbat în viața mea. Trebuie să existe. Trebuie să existe. Există, da. Super, deci iubești. Iubesc, da. E foarte bine. Uh, ai suferit foarte în dragoste? Da, am suferit. M-am mai întrebat oamenii chestia asta. Eu am ținut foarte mult viața asta a mea departe de, de... Nu, eu nu o să spun întrebări, Știi că nu sunt paparații. Așa, spun întrebări Pentru în general. Pentru că oamenii au stilul ăsta de orice îi spune, atât ți împarți și îți despart cuvintele, viața și a mea e ca a oricărui alt om. Cu bune și, și cu mâine. rele. Cu iubiri, cu dezamăgiri, cu de toate. Um, am nevoie de iubire, mi-ar plăcea să, să, să se așeze zona asta din viața mea. Apropo de aici, mi-ar plăcea să, să se așeze, dar pe de altă parte, decât să trăiesc ce văd eu că trebuie să trăiască alți oameni, sunt zone unde nu aș putea să fac niciodată compromis. Și aici eu cred foarte mult în destin și cum e să fie de la. Dumnezeu. Dumnezeu așezate lucrurile și cred că atunci când va fi momentul să se așeze, se vor așeza. Până atunci și până acum am învățat foarte mult din toate relațiile. Le mulțumesc tuturor celor care au trecut prin viața mea, pentru că eu sunt și datorită lor ce sunt astăzi, că am învățat de la fiecare și fiecare a avut rostul și rolul lui pe durate determinate sau nu. Există cineva pe care l-am iubit foarte mult, există un el. Super, domnule. Asta e foarte adevărat, că cu ce spus mai devreme, cu, că noi învățăm de la fiecare relație, de fapt, ne acum câteva zile citeam, da, transformăm, acum câteva zile ceva da, zi ce da. interesant, unde spunem că, de fapt, cât de nașpa ar fi relația aia, ai lecția ta. dar Acolo da. înveți cel mai mult. Da, nu, și înveți, reușești, dacă reușești să echilibrezi și să așa se creează progresul, cum ai spus tu mai devreme. Dacă reușești să vezi care sunt problemele și să, să nu mai repeți aceeași greșeală. Asta, asta, e și motivul, ca să poți să crezi spiritual, să poți în să În următoarea nu, ceva. etapă. Relanț, sau o relație, da. sau o etapă. Și mai cred ceva, că suntem păcuți în pereche. Și că cel mai mare cadou de la Dumnezeu pentru noi oamenii sunt prietenii pe care ne trimite să ne însoțim prin viață, prin călătoria asta. Și perechea, partenerul ăla de drum, Bărbatul, femeia, dar nu va veni niciodată până când tu nu te fi definitivat ca individ. E cum e, e mai complexă treaba asta. Foarte, foarte frumos. Uh, probabil că o să spui, nu vreau să știu cine este bărbatul, dar măcar să-mi descrii uh, cum este bărbatul care o face fericită și o pe, pe Ex de de foarte fari. inteligent, foarte deștept. Are răspunsuri la toate întrebările mele. E un bărbat, bărbatul din viața mea ca să poată să fie bărbat în viața mea, trebuie să-mi dea siguranță. Trebuie să mă simt în siguranță lângă el. Deci Vigelie fie... ar fi perfect, Mircea, vijeria, vijeria. <laughs> Trebuie care... să fie... <laughs> trebuie să fie foarte inteligent. Inteligent. Să aibă răspunsuri unde ale mele nu mai există, adică... Și asta scriează o siguranță. Da. Da. Ești vegană? Nu mănânci carne, mănânci de toate. Mănânc carne în primul rând. În primul deci rând. Nu știu cum trăiesc oamenii și abără carne. Nu. Și în chestia asta cu veganul, există, sunt niște limite, sunt niște exagerări, ca în tot, ca în religie, ca în tot. Sunt niște zone unde, la anumite momente, o să vezi că o să treacă în moda asta. Noi suntem construiți în ADN-ul nostru, în funcție de locul geografic de unde ne-am născut, ADN-ul are anumite marcaje. nu poți să ieși din marcajele alea. Um, și mai o chestie, trăiești în România, trebuie să mâncăm anul, uh, legumele, fructele anotimpului respectiv. Nu poți în București, acum, vara, să mănânci, uh, în mod normal, grefrut, nu? Da, sau, pe timp de să mănânci să de bine, de ziua, da. E, și macrobiotică, lucrurile trebuie să fie, da, sau aici mănânci cachi, nu nici cu cachiul, Doamne ferește, nici cu ananasul, sunt fructe minunate. Dar, într-un fel, au rost și gustul lor în țara lor de origine cum e la tata, de exemplu, deschizi geamul și lămâia din, din de pe balconul ei și de, avem o formă de piersic altfel decât asta. Lucrurile și-au un rost al lor. Rupturile astea nu sunt sănătoase. Deci eu mănânc carne și mănânc de regulă ce al locului. Și de în, în, în timp. Ce fel de muzică asculți? De toate. De toate. Muzica are o vibrație foarte importantă. Pentru muzica, tine. Uh, pentru toată lumea, pentru toți cei care conștientizează. Pentru mine, uh, eu trebuie să-mi ridic spiritul. Apropo de că dansez. Da, eu când am o stare proastă, îmi pun în casă o melodie arabească și dansez. La noi, când te sună cineva din partea asta lui tata și îi spui că dansezi, e o bucurie. Dacă te sună un occidental și spui ce faci din de de danse, okay dansezi, nu poți să dansezi. Că spui o melodie să te uiți exact, un de da, da. să dansezi puțin, nu e. Dar nu, nu, nu dai e, foarte e, tare e. asta. Da, eu Pentru că schimbi biochemistry. Da. Tony Robbins recomandă asta. Adică dacă, dacă ești într-o stare care nu te simți bine, de să și spui, speaker, știi, recomandă să te ridici și, și, și pentru 5 minute să faci 20 de jumping jack sau ceva, pentru că în momentul ăla să schimbi biochemistry. Ok, normal. Uh, înainte de emisiune. Aici și înainte, toată viața mea. Eu ascult foarte multă muzică, foarte tare. Deci, eu sunt într-o altă stare tot timpul, că altfel nu aș putea. Și wow. În funcție de stare, sunt și melodiile, și genurile. Un om nu mai. Aș mă fi curios e. să intru în, în playlistul meu. În playlist -ul o să nebunești. Deci, este cel mai eclectic playlist posibil. Dar, atunci când sunetul e original și sound-ul e pur, nu contează genul. Că îl numim rock că-l numim tribal, că numim... Da, nu are nicio treabă. Numim... Muzica nu are exact... Muzica nu are. Da. Muzica are doar sunete. Și când ea e curată, asta îți ridică spiritul nu poți și ești ok. Da. Și de asta plângi la emoția pe care ți o produce. ce îți place să citești? De toate. De toate. Uh... Între genuri, așa sunt. Nu, uite, nu-mi place să citesc romane polițiste și literatură fantasy. Nu, deci, dacă ceva nu e genul meu, fantasy și romanele polițiste. Dacă este multă dragoste, cu spioni eventual, cu multă dragoste și spioni, și cu povești, în general. Cartea asta a adus în viața mea posibilitatea să trăiesc și alte vieți. De regulă, prefer. A fost Lolita pe TVR2, cred că zilele trecute. Nu are nicio legătură cartea cu filmul. Da. Niciodată e, 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 Pentru mine, e, cartea primează, dintre cele mai importante se poate. Exact. Da, pentru că îți lasă ție proiecția ta, în lumea ta, în universul tău și poți să te îmbogățești atât de repede mergând în tipologiile descrise de respective scriitori. Da, mai ales că oamenii până la 1910, sau până când au început să protetizeze regizorii în felul care vedeau ei o carte și folosau doar imaginația Asta era. De fapt. Da. Adică, și la Nabucov, și la Garcia Marquez, și la oricine, e vorba de creierul tău. Cum, cum vezi tu lucrurile, cum-ți imaginezi, nu cum portezi cineva, cum ar, cum ar vedea el. Că tu, tu nu faci altceva decât să vezi cum vede regizorul, prin ochii lui, dar nu prin ochii tuturor, că noi nu vedem tot fel. Da, e clar. noi nu vedem tot felul. Asta e un la lucru fel. foarte important. Și de asta, de, de foarte multe ori, oamenii sunt dezamăgiți când văd mm. un film, că, că cei care au citit o carte și au aprofundat-o în, în adevăratul sens al cuvântului. Da, pentru că te simți dezamăgit. <laughs> da, de pentru că toată că, d -că, d -că, d -că d da, să da, tu. eu sau cu aceeași sau da, subiecte. da. Uh, crezi în viața de după? Trebuie să cred, da. Nu știu, eu cred că ar fi foarte trist să se termine tot așa, brusc și dintr-o dată. Să fie pumpa. Deși nu știu. Nu știu ce să zic. Uh, uite, cred că Dumnezeu acționează foarte mult prin noi prin ceea ce ne dă să facem, prin oamenii pe care ne trimite, prin informațiile pe care ne vin și e în noi, prin noi, prin acțiunea noastră. Eu cred că nu am fi atât de confortabil cu anumiți oameni. Eu, de exemplu, mă simt veche cumva. Tot așa, în arabă e un termen care sună, se numește cadim vechi. Uh, nu m-aș simți așa dacă aș fi la prima sosire. Un suflet vechi. Și Oameni pe care nu i-am cunoscut niciodată îi simt de viață, îi înțeleg, îi simt, le simt, îi simt. Și cu alți oameni cu care trăiesc sau sunt obligată să munce sau lucrez sau îmi sunt familie, nu îi cunosc. Sunt niște oameni noi pe care eu nu-i cunosc. Și eu cred în, în ciclicitate și cred că în, în, suntem într-o continuă transformare și definire și sper măcar să mai fie ceva și după viața asta. Crezi că există mai mult decât ceea ce vedem? În mod normal ar trebui să fie. Vezi aici, știința se termină și începe simțământul. Și ce facem? Stăm în știință sau mergem și în zona cealaltă? În zona cealaltă, eu cred că e. E mai mult. Ai practicat Vipassana sau alte modalități în care să, să accesezi The Higher Consciousness? Am făcut, de exemplu, niște regresii. Și aici e un subiect sensibil. Depinde cine te ascultă. La fel, oamenii, dacă nu sunt pe, aceși, pe același nivel de vibrație cu tine, nu pot să înțeleagă. Ți-e și frică să povestești. Mm. Eu am făcut, am avut nevoie să-mi reglez niște lucruri, să-mi primez niște răspunsuri și am coborât în mine. Cu ajutor. Uh, Ai nevoie de, de un ghid, normal. Ai nevoie de, de un ghid, da. O hipnoză n-am făcut niciodată, dar regresii am făcut și au fost foarte utile și m-am, simțit foarte bine. Și, de exemplu, aș susține chestia asta pentru cei care se regăsesc și care în au care au da. nevoie. Care cred că au nevoie. Da. Te vezi, vrei să ai copii? Aici, din nou, viața a trăită e diferită de cea imaginată. Nu m-aș fi gândit vreodată că până acum nu aș fi avut măcar patru copii. Eu îmi doream, când eram eu mică în capul meu, să am trei băieși o fată, sau să am o casă, sau un bărbat și mulți copii. N-a fost să fie. A trebuit să învăț să întâlnesc mai mulți oameni, să mă formez, să înțeleg. Nu am încă un copil. Nu știu dacă voi avea vreodată copii, dar ce știu cu siguranță, că dacă bărbatul meu va avea copil sau copii aceia vor fi și copiii mei. E atât de frumos și de important de să poți să dai ceva din tine. Dar și, da, și Dumnezeu, dacă îți și e să rămâi gravidă sau să faci copii, ajută. că e ceva care e asta, da. a, -a, a fost da. Dar că nu știu și repet. Da, da, da. Nici nu mai vreau să fac proiecții, pentru că oricum ceea ce credeam eu că e, nu e. E altceva. Deci iau cum vine. Și, și, de multe, au și, de, multe, ori ceea ce ne propunem noi să fie ajungi la acel target pe care, ți l-ai pus și, de fapt, ești nefericit de multe ori. Pentru că a fost doar proiecția ta și nu ceea ce Trebuia să... Trebuia să fie. To happen, da. Bravo. Exact. Și într-un fel, adică asta ți-o spun și din propria mea experiență și tot ce am citit, o iei pe drumul ăsta și tot acolo trebuie să ajungi până la tot unde era scris să fie. Și asta înseamnă ce? Că e destin, nu? Păi, to, asta era ultima întrebare, una dintre ultimele întrebări. E destin sau o întâmplare totul? Ce crezi? Eu cred că există destin și există și liber arbitru. Deci sunt niște decizii pe care le poți face și deturna puțin de la, de la un drum. Uh, puțin sau puțin mai mult. Dar cred în destin. Deci Altfel, există, există cumva un ghid. Tu vii cu un ghid da, și după aceea Dumnezeu îți lasă și liber arbitru să alegi. Da, să alegi. Și alegi. Și de-aia te depărtezi de foarte multe ori. Și poate rămâi depărtat. Uh, dar cred în destin. Dacă n-ar exista nimic, tot ceea ce am dărit eu până acum n-ar fost posibil, pentru că... Pur și simplu. Care este cel mai depres lucru pe care îl deții, pe care l ai? Sufletul. Sufletul meu și credința în Dumnezeu și um, puritatea asta a mea, pe care nu o să o pierd niciodată. Pentru dacă ai avea șansa să aduci pe cineva în viață drag care nu mai există acum în viață și ai avea șansa pe 5 minute să-l aduci înapoi, să fie o baghetă magică, ai o persoană în cap? Da. Pe bunica. Foarte importantă pentru tine. Următoarea întrebare, dacă crezi, dacă crezi un lucru foarte important, că noi toți aici am venit cu o misiune specială. Cred că da. Și apropo, deci m a întrebat dacă există viață după moarte și dincolo de înapoi, adică ciclicitatea alte vieți. Cu siguranță, da. Deci cu siguranță fiecare are un rost, trebuie să învățăm de la ceilalți și când ne place ceva, când vezi în cel de lângă tine ce nu e ok, apoi să, să te gândești în permanență, să nu care cumva să faci și tu la fel, pentru că de cele mai multe ori facem la fel fără să ne dăm seama. Deci să vezi, să vezi și să te poți opri și să nu mai faci și tu la fel, să spargi, practic. Și e o chestie. Acea de... Această fetă transgenerațională. Da. Da, să schimb cum. Și dacă ți-aș pune o melodie gypsy, ne-ai dansa? Dacă ți-aș spune șareman și șareman? <laughs> Ia cântați șareman și șareman. Hai cu șaremanul. Hai cu șaremanul. Bagă forță. <fixi> mele, mai în, într-un final și vreau să spun și să această întrebare. Dacă ar fi ca un uh, advice, ca un sfat, ca un, uh, un citat al tuturor experiențelor tale acumulate în viață până acum, pentru cei, pentru generația tânără, uh, Aș vrea să ne spui ceva care peste 5 ani, 10 ani, 100 de ani vor ține minte pe, pe Denis Rifai. Ce? Să trăiască, să iubească. Fiecare dintre invitați la sfârșit au oportunitatea să spună ceva, părerea lor despre viață și cum ar trebui să trăim. Spune-ne și tu un, un mic sfat. Să trăiască în fiecare zi ca și cum ar fi ultima, dar nu în sensul de destrăbălării sau al crederii <laughs> și uitării de sine, ci să facă în fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Tot ce au de făcut ei, și să încerce în fiecare moment să se depășească pe sine și să fie și mai buni, și mai buni. Și să nu lase pe mâine ce pot face azi, pentru că Dumnezeu nu o să ierte. Nu mai e timp. Timpul nu mai are uh, lentoarea aceea. Lucrurile se mișcă foarte repede. Uh, lumea are o dinamică acum extraordinară. Și e foarte important să nu pierdem timp. Și um, eu asta am făcut, asta fac în fiecare zi, încerc să nu las niciodată pe mâine ce pot face astăzi și încerc să trăiesc fiecare zi ca și cum e ultima din mai multe puncte de vedere. Mâine um, eu trebuie să iau oricum de la capăt și trebuie să fiu um, cu aceeași recunoștință față de cei din jurul meu, cu aceeași um, um, modestie față de tot ceea ce trăim în jur, e foarte important să nu ni se urce niciodată la cap. Pentru că în fiecare zi ești tot tu și tot tu o de la capăt și cam despre asta este viața. Nu e, e... Foarte frumoasă viața, da? Trebuie prețuită și, repet, nu trebuie pierdută nici măcar o zi. Nu ne permitem Îți mulțumesc, mult totul, să Rifai, să rămână. Apreciez că ai venit la mine la, Din la tot podcast. tot dragul am vrut să, uh, felicitări pentru tot ce faci. Keep on going the good job that you do. și ne ajuta. Uh, vom fi alături de tine cu muzică, dragoste și iubire. Îți mulțumim. Eu mult, îți mulțumesc.